mă făcea să mă simt atât de prost, dar până la urmă îmi dădeam seama că salariul meu de la operă era 80 de roni. Când m-am angajat și când mi-am dat demisia a fost 400 de roni, eram motocilară. Eram foarte fricoasă de a lua note mici, dar am învățat foarte multe lucruri de la ei, da. Pentru că era o echipă de bărbați, unii misogini, alții mai puțin. Acum, de curând, am reluat legătura pentru Isabel, că-mi doresc să o cunoască și să se întâlnească. Decât în poze. Da. A spus că putem să stăm și să locuim împreună, la fel cum am făcut până acum. Și să avem fiind eu dormind cu Isabel, programul meu cu Isabel, el dormind cu Maxim și programul lor. Salutare, dragi prieteni, mă bucur tare mult să fim din nou împreună și în această seară la un nou episod Marca a Meritat Podcast. Pe invitata mea din această seară o cunoașteți foarte, foarte, foarte bine, credeți-mă. Fie că o știți de la televizor, fie că o știți de la operă sau de la școala de balet, e bine, n-ați apucat încă să o ascultați aici la Meritat Podcast și nici să o vedeți, dar mă bucur că mi-a acceptat invitația, mai ales că este o femeie pe care o cunosc de mulți ani de zile. O admir și apreciez odată pentru că este o super mămică și la mine și bine, o persoană, o femeie care are doi copii, o mămică eroină și bineînțeles pentru că își iubește nespus de mult cariera și face acest lucru de foarte mulți ani de zile cu multă dragoste. Oana Ioniță, bine ai venit! Bună, Nazrin, bună! Salutare tuturor, dragi prieteni ai lui Nazrin și ai mei. Ai felicitări pentru podcast. Mulțumesc. Am văzut că ai invitați extraordinar și de asta am, pe lângă faptul că ne cunoaște și suntem prietene da, și face da, da. Lucruri extraordinare, am văzut invitații tăi și mă bucur. Oricine la Nasrin, da, mulțumesc. Felicitări mult, din suflet. Și tu acum te și multe vizualizări și multe vizualizări datorită celor de acasă și le mulțumesc. Înseamnă că facem treabă bună. De calitate. Ai vorbit și... foarte frumos de mine. Mă simt onorată. Adică este sunt lucruri... părerea pe care o am despre tine și cred că știi asta și dacă nu știți, îți aduc aminte. Și cred că este părerea atât, nu doar a mea, ci și a celor care te urmăresc și noi toți te știm de mulți, mulți, mulți ani de zile când poate mulți nici nu speram că o să ne întâlnim sau că o să facem televiziune. Da. Înainte de toate, când am început eu televiziune, înainte de Cronică, eram la Bravo Bravissima, am fost prima oară și înainte de asta am fost la Bingo și la Ora 1 a venit. Ai fost și la Bingo? Stai da, așa că am fost și atunci era Bingo și erau cu trupele de balet și cu așa. Da. Și prima mea emisiune a fost la 16 ani când am dansat la Tele 7 ABC, la Ora 1 a venit. Ora 1 a venit cu Andrei Duban. El era prezentator și de atunci ne tot știm și am rămas prieteni și cu Grații și am creat așa o relație frumoasă și cu copiii și cu Armin și Maxim, copiii mei care și sunt o familie prieteni. Foarte frumoasă. Da. Ai avut emoții atunci? Mai ții minte la 16 ani ce a însemnat pentru tine să apar la televizor? Era o chestie incredibilă. Știi, cum e acum să ajungi la Hollywood, nu știu, era imposibil. Aici, acum este foarte ușor să ajungi pe TV. Și să ajungi cunoscut și nu doar pe TV, știi, adică ai făcut ceva pe TikTok și ești viral. Exact. Cam așa. E suficient, dar atunci era, oamenii chiar se uitau la televizor, priveau, nu știu, emisiunile cu Andreea Marin era, sau Dallas-ul, erau embleme naționale și când îi vedeai pe stradă, acum poți să-i vezi pe stradă și poate, nu știu, îi mai și înjuri sau când mai e o situație cu oamenii publici, ai poți să-i desconsideri cu ușurință pentru că ți iei repere din zona de influencer sau din zona oamenilor care poate nu au realizat ceva în viața lor, dar pentru tine este un mod de a te ghida. A te ghida ca și valori. Bine ceea spus. Ce, nu știu dacă e greșit, dar înainte când se făcea televiziune, oamenii, știu că era o echipă întreagă în spate și analizau foarte bine fiecare detaliu care apărea, care era spus, care era gesticulat, nu puteai. Noi la Cronică, de exemplu, după ani de zile, nu puteam să ieșim oricum. Se făceau niște pregătiri ample în prealabil și nu aveai cum să ieși oricum. Dacă dădeai dacă făceai o gafă sau spuneai o tâmpenie, mai se filma de nu știu câte ori. Ți-mi minte că făceam și 7-8 repetiții înainte de a și filmări și cadre. Și existau și castinguri, adică acum, mă rog, mai sunt, nu spun că nu, dar se preferă și nu erau pile atunci? nu se mergea și pe pile?
Eu pot să zic că atunci când m-am angajat la Cronică, am fost două fete care am venit la casting, pentru că în lumea noastră a baletului, oamenii priveau într-o zonă de, noi fiind într-o zonă de nișă și intrând într-o zonă comercială, priveau oarecum sceptic zona asta de a dansa chestii simple, ușor. Da, da. Adică pe masă mai ales. Și acolo dansai pe masă, prezentatorul, da. Exact. Directorul da. De pe atunci la Cronică, la Opera Română, Mihail Babușca, îmi spunea, da, te duci acolo să dansezi pe masă. Tu n-ai studiat atâția ani ca să faci asta. Tu îi faci operă, tu ești la un alt nivel. Și mă făcea să mă simt atât de prost, dar până la urmă îmi dădeam seama că salariul meu de la operă era 80 de roni. Când m-am angajat și când mi-am dat demisia, a fost 400 de roni și la Cronică și tot ce făceam în televiziune și la evenimentele pe care le făceam, pe lângă faptul că eram renumerată mult mai mult, lumea mă vedea, mă aprecia, mă iubea, vorbea altfel. Când intram la operă în scenă, zic, a, n-ai făcut, n-ai întins vârful, n-ai făcut a cincea perfectă, degetul mic nu s-a ridicat la nivelul ăla, linia din lacul lebedelor, nu ai... Deci era o presiune foarte mare și trebuia să fii, erau toți foarte stricți pentru perfecțiune. Perfecțiunea oamenilor care veneau în cercul de la operă să ne vadă, iar la televiziune era o țară întreagă care te vedea și atunci aprecierile au din partea tuturor. Atunci da. Am devenit persoană publică și restul a fost de la sine. Dar până atunci cum era adolescenta Oana Ioniță? Era motocilară. Eram foarte fricoasă de a lua note mici. Deci nu vroiam să îmi era, nu neapărat frică, simțeam că mama a făcut un sacrificiu foarte mare să mă aducă din Ploiești în București. Am stat 2 ani la internat unde m-am îmbolnăvit de toate bolile posibile, pentru că eu eram ținută în puf acasă, mama stătea numai de mine. Și am intrat în internat unde stăteam cu 6 fete într-o cameră cât asta, unde se fura mâncarea și se furau temele, lucrurile pe care le aveai, trebuia să te lupți, era ca la armată. Era incredibil de greu. Dar am învățat. Am învățat. Dar să trăiesc. Dar te-a marcat cumva. M-a marcat și a fost foarte bine că m-a marcat. Am învățat multe lucruri. Și faptul că mama s-a mutat pentru mine din Ploiești după 2 ani de internat, am simțit că cumva trebuie să fiu, să îi datorez ceva pentru tot efortul pe care l-a făcut. Era doar mama cu tine. Da, tatăl a rămas la Ploiești, în apartamentul de acolo și alături de părinții. Și au păstrat legătura. Mm-hmm. Fiecare cumva era, mama avea grijă de mine, făceam naveta în fiecare weekend. A fost o perioadă grea pe care acum nu înțeleg și acum zic, oamenii fac sacrificii, nu? Pe vremea aia se făceau sacrificii, dar era normal să le faci. Asta zic, era o normalitate. Acum da. Mi se pare totul ieși din comun. Suntem, știi? Foarte răsfățați. Și acum. Foarte comozi. Foarte. Am devenit niște leneși. Stau și mă uit la mine de câteva ori. Îmi dau seama că și business-ul și tot ce ajungi să faci, încerci să faci în favoarea ta. Și eu mai am momente de masochism personal. Îmi place să muncesc până la extenuare. No, eu am spus la început în intro că îți place. Deci să nu... Îmi place. Am zis că îți iubești foarte mult meseria. Dar ajungem și la... Bine, cred că și tu a trebuit să faci unele sacrificii. Sau poate compromisul, neapărat sacrificii, nu? Pentru... ca să ajungi aici până la urmă. Că nu e ușor, adică nu știu câți M-a ajutat foarte tine. Mult performanța din balet. Foarte mult. Atâta timp cât faci performanță în orice domeniu, din sport, în artă, în orice... Ți-e mult mai ușor după aceea. Da. Te ghidează niște lucruri și niște principii în viață, astfel încât când ajungi să te angajezi, respecti tot ceea ce faci și le faci la un alt nivel. Nu le iei în derâdere, nu muncești mult și... apreciezi altfel lucrurile, banii care vin, în mod special. Copilăria ta a fost una ușoară sau ce amintiri ai? Am niște amintiri foarte frumoase de la Ploiești. Știu că făceam, ne jucam șotronul, leapșa. Mai ai frați, surori? Nu, am fost singură, din singură, păcate. Am suferit că nu eram răsfățată, într-adevăr, și de multe ori eram privită, pentru că toți ceilalți de acolo, de unde stăteam în cartierul de vest din Ploiești, lângă gară, lângă trecea trenul, de-aia stau bine, dor buștean noaptea, pentru că trecea trenul, trecea un tren la un moment dat și ne arunca portocale, știu că pe vremea lui Ceaușescu sufeream că nu aveam banane, portocale, ciocolată și nu știu, trecea un tren care arunca la un moment dat și toți alergam la gară să, trenul arunca din mers, deci nu le primeai așa, da, și trebuia să... Și cine era acolo să le prindă, da. Bine, cine nu... Și apreciam lucrurile simple. Pe care acum nu le mai apreciem, știi, lucrurile... Deci o banană și o portocală, o mandarină, era o ciocolată. Pentru că atunci nu aveai, acum ai și nu-ți mai pasă, adică nu... Și briefcore-ul era extraordinar, da. Un fel de... Da, da, da. Da, un fel de sucul de astăzi. Nu știu dacă mai ține minte cineva, briefcore-ul de... era preferatul meu. Și am avut o copilărie fericită în fața blocului de 10 etaje cu alți
prieteni și vecini din zonă, oameni simpli, dar care știau să se distreze și să aprecieze viața. Și te-ai bucurat de copilăria ta? Până la 10 ani, când m-am mutat la București și au început lucrurile serioase. Pentru că profesoara mea de atunci, de la 4 ani, mi-a zis că ar trebui să fac balet. M-a văzut, mi-a zis că am date de balet, că în primul rând trebuie să ai vârful cu de pieuri, X-uri și să ai niște lucruri de proporție în corp. Și mi-a zis că ar trebui să fac asta. Și m-am mutat la 10 ani la liceu de coreografie din București, în același an cu Alina Cojocaru, care a plecat la Kiev. Și pe mine m-a selectat să plec la Kiev, alături de încă 2-3 colegi. Și mama a zis că nu mai pot. Și așa fac naveta de la... vin după tine de la Ploiești. Mi-ar fi imposibil să te trimit la Kiev, în Ucraina. Poate a fost bine, poate nu a fost bine. Poate acum eram la Royal Opera și dansam... sau nu ajungeam la cronică. Poate că mai sau... bine ai rămas aici. Da. Că s-au întâmplat lucruri superbe pentru tine. Eram foarte disciplinat. Aveam un program foarte strict pe care mi-l impuneam singură. La 16 ani, țin minte că au fost anii de liceu de coregrafie, de la 16 ani m-am angajat la Teatrul Tănase. Și nu știa nimeni nici cu adevărat. Deci timp de un an sau doi, eu plecam după școală pentru că vreau să câștig niște bani, să o ajut pe mama, că vedeam că se chinuie. Steam într-o cămeruță în Piața Romană cu o bătrână în vârstă, ne acceptase să stăm în zona aia și stăteam într-o cămeruță amândouă și ne chinuiam și am vrut să muncesc, vreau să muncesc, să-mi câștig proprii mei bani. Și atunci m-am angajat la Teatrul Tănase, era singura variantă de a câștiga din dans. Și atunci am început să lucrez. M-a văzut o profesoară, a venit la un spectacol, doamna de geografie, și nu știam cum să fug, să nu mă vadă, zic, mă dă afară din școală. Măi. Nu știa că o să te vadă acolo. Da, nu știa că mă vadă. A venit la sfârșit și m-a felicitat. Era doamna Stroie și cred că mai era cu o profesoară de matematică și am venit amândouă și m-au felicitat că m-au văzut pe scenă și... Păi da, dar nu aveam voie pentru că zona baletului clasic este total diferită de zona de vodevil, să zic așa, tot ce înseamnă cabaret, tot ce înseamnă, într-un cuvânt sau în ghilimele, prostituție profesională, știi? E ca și când tu înveți să scrii cărți de literatură și ajungi să scrii cancanuri și bârfe. Da, da, da. Și era într-o altă zonă. Dar mă făcea plăcere, cumva mă descoperea o altă arie, că de multe ori balerinii de balet clasic când se apucă să danseze cu adevărat jazz, street dance, orice, devin captivați de toate ritmurile alea pentru că îți dă mai multă libertate de exprimare. Exact. Și asta am descoperit și nu știam dacă vreau să mă angajez la operă sau să rămân la Teatrul Tănase, pentru că era Romica Țociu, erau Cornel Palade, erau Stella Popescu, Alexandru Arșinel, cu care jucam în fiecare seară și mi se părea extraordinar și râdeam. Și la vârsta aia, adică... Da, da. Și făceam turnee cu ei și apoi a apărut televiziunea și am fost atrasă de zona asta și nu știam dacă are rost să mă duc să mă angajez în operă, deși atunci când am dat examen în operă, erau 70 de oameni, de balerini, pe trei posturi. Da. Eram trei fete care puteau să fie angajate. Eu am ieșit a doua și am zis, e o șansă unică. Atunci, dacă am ajuns să fiu la operă, trebuie să stau și să înțeleg sistemul. Mi-a fost foarte greu, pentru că nimeni nu înțelege viața paralelă pe care o ai cu televiziunea. Spune că ai mai mult timp liber să faci bani și atunci, dacă pe vremea aia, dacă aveam timp liber, înseamnă că poți să intru în mai multe spectacole. Și ajungeam să joc vreo 5 spectacole pe săptămână, Aida, Carmen, Don Quixote, Lacul Lebedelor, le jucam pe toate. Și ziua ajungeam să plec. Între timp făceam și Academia de Teatru și Film. Ziua a treia să alerg la facultate, iar seara mă pregăteam pentru spectacolele de la Tănase. Wow. Așa program încărcat. Au fost 4 ani din viață foarte grei. Și apoi am ajuns și la Ibiza și vara mergeam și la Ibiza. Mi-am dorit foarte mult să muncesc și să am banii mei. Dar sunt invidi în lumea asta voastră? Adică care au fost și momentele alea grele în care ai spus... Nu știu sigur dacă e de mine sau nu știu sigur dacă o să mai pot continua sau mi-e foarte greu sau uite, poate ar trebui să aplic și planul B. Au existat astfel de momente? Planul B a fost televiziune. Planul A era să rezist în operă și vroiam să devin prim solistă. Nu aveam perspectivă pentru că nu mă vedeam și nu aveam suficientă încredere în mine să am șansa asta, pentru că trebuia să mă dedic 100% carierei mele din operă și să las la o parte tot ce însemna televiziunea și să ajung cum au ajuns probabil multe prim soliste de pe vremea mea, cu un salariu minim, fără mașină, fără casă de multe ori, cu probleme financiare, dar o satisfacție profesională extraordinară. Exact. Plecau cu brațele pline de flori de la spectacol, dar cu ce te ajută asta în viață? Florile se usucă. Da.
Și, știi? Și mi-am dat seama că ar trebui să merg în televiziune. Când mi-am dat demisia de la operă, mi-a spus directorul de pe atunci, nu o să reziști mai mult de un an sau doi în televiziune, emisiunile vin și pleacă și nu o să reușești să reziști. Dar se pare că am rezistat mai bine de 10 ani. Oho. Mi-a mers bine și am făcut și o carieră. Și ai legat și prietenii și încă de la emisiunea Crăcotașii, nu? Mihai Găinușă, știu că ți este naș, este parcă, naș, nu? Este naș, da. Acum ai plecat la Express, da. Da, o să-l susții de la distanță. Cum a fost perioada aceea pentru tine? O emisiune care era foarte urmărită și iubită. Începutul și n-a fost foarte urmărit și era în creștere. Erau la început, de aia când a fost castingul pentru Bebeluș, am fost două care am dat castingul. Cu Chiu Cuvai s-a rugat coregrafa să găsească două persoane din lumea dansului. Bine, s-a dat startul cu tine, știi? Ai fost de la... A fost Catrinel înainte, da, și da, da. Era cumva la început. Tot de la început. Dansatorii era. Nu prea își doreau să danseze în cronică, pentru că era într-o zonă prea comercială pentru nivelul nostru. Vreau să facem lucruri de calitate, nu dansuri, jingle-uri de 30 de secunde. Părea că este... Erau atât de urmărite, îmi aduc aminte, așteptam și zice, da, acum gata, acum vine publicitatea, dar înainte o să fie dans bebelușe și mă uitam și eram captivată. Chiar și eu mă urmăream. Foarte frumos era. Nu neapărat pe mine, și când am plecat în Spania urmăream cronica, pentru că mi se părea atât de dinamică și actuală și cuvintele spuse când trebuiau, te țineau... Cuvântul principal era dinamism. Te era ținea cu sufletul la gură. Fană. Da. Când am intrat la cronică a fost groaznic prima zi, am plâns. Am plâns pentru că... Toată lumea plânge prima de televiziune. Nu! Dacă te-aș tot cu ceva și eu am plâns. Am plâns și când am predat prima oară și atunci am plâns. A fost o experiență pentru că oamenii glumeau foarte mult, iar spiritul ăsta de glumă îl vedeam decadent. Nu erai obișnuit nu. Așa ceva. Da. La mine când se spunea ceva și valoare era valoare și când cineva, eu vedeam ca pe o jignire faptul că m-au numit blondă și a venit blonda să danseze pe... și mi se părea, dar nu sunt, am făcut opera atâția ani, am făcut balet, am studiat, adică bebelușa. Ce... Da, exact. Nu, a fost, toată lumea glumea, încercau să mă facă să mă simt bine, dar eu aveam niște emoții foarte mari, cu toate că făcusem televiziune înainte, aveam foarte multe emisiuni la activ, știam să zâmbesc, știam să mă port în fața camerelor, știam unde e becul, să zâmbesc unde trebuie și să... Dar am învățat foarte multe lucruri de la ei, pentru că era o echipă de bărbați, unii misogini, alții mai puțin, dar o echipă de bărbați care țineau la orgoliul lor și la faptul că fiecare știa foarte bine ce are de făcut în emisiune. Profesioniști care au învățat în ani. Lucrurile astea noi le-am creat în timp. Noi n-am știut, eu n-am știut. Chiar dacă dansam, nu știam să joc în scenete, nu știam multe lucruri pe care le-am învățat și în televiziune. Și ușor ai început să faci. Ai fost și reporter, parcă. Am fost și reporter, da, la Cu Surgii, emisiunea lui Mișu de după aia. Am învățat să mă țin după vedete și să mă rog să-mi dea interviuri, ceea ce mi se părea că nu era cazul să fac eu asta. Știu că am fost la un interviu, am stat, era Isabel Mică și am stat până la două noaptea să-mi dea cineva un interviu și de atunci am urât-o. Mai știi cine? Feli. Feli. Feli, cântăreața? Feli era pe vremea aia, era, nu slăbise foarte, era de la exact operație. La început, înainte de operație și era la început. Da, Feli, tu stai că am impresia că asta a fost acum foarte deci mult. Deci Feli era la concertul de lansare al ei. Așa. Și m-a trimis Mișu, du-te și tu, și am plecat cu, nu știu cu cine am plecat, am plecat cu un cameraman după mine. Și nu se mai termină, am fost la ea, zic, poți să-mi dai un interviu, durează nu mult, am copilul acasă și aș vrea să ajung. Nu, așteaptă-mă că trebuie să vorbesc cu ăla, trebuie să vorbesc cu ăla. Toată lumea era cumva foarte importantă. M-am simțit ca reporterii din ziua de astăzi, care aleargă după vedete și încearcă să obțină un interviu haios și simplu. Da. Și am mai stat, a terminat concertul, m-am dus la ea, nu pot acum că am... Era deci, zic, ești la început de drum, nu se poate să ai atâtea fițe.
Și am stat, cred că s-a făcut două noaptea și am zis, nu mai pot pleca acasă la copil pentru că nu am reușit. Și atunci am urât-o foarte mult. Deci cred că a fost singura persoană publică pe care am urât-o foarte Serios? Mult că nu mi-a dat un interviu. Ea nu cred că își mai amintește, nu Cine mai ține știe? Minte. Cine știe? Mi se pare chiar o fată, nu știu, este. Foarte cum se cade. Dar foarte... probabil că a fost o conjunctură în momentul ăla, avea foarte multe pe cap. Și avea n-a apucat și... să acorde interviu. Nu, n-a apucat. Am plecat și am zis, nu mai vreau, nu mai, poate să mă trimită să mai bine fac altceva. Da, aia a fost o experiență. Dar da, uite, transmite. A fost prima oară când am zis, o văd de foarte multe ori, dar nu mai am. Dar nu am trecut 10 ani, cred că, de atunci, nu mai știu. Da. A fost greu și e foarte greu să fii reporter. Am învățat să fiu pe lângă dansator, coregraf, actriță. M-a ajutat foarte mult perioada când am fost la Teatrul Național și am jucat 4 ani în musicalul Chicago și am învățat să joc. Când am fost la audiție, atunci vroiam să-mi dau demisia de la operă și căutam un loc ideal în care să mă regăsesc și în același timp să fac ceea ce îmi place. Și am fost la castingul de la Teatrul Național. Și mi s-a spus, toată lumea venea pregătită. Cred că marea majoritate a dansatorilor, cântăreților din America, cei care merg la cozile alea interminabile la casting, știi? Da, da, da. Și dau casting, toți se pregătesc. Deci fac monologul lui Roxy Hart, Velma Kelly, sau știu, să cânte toate All That Jazz sau All... Eu m-am dus total nepregătită, cu valul, toți colegii mei, era Cocuța... Cam asta, cred că a și contat. Da, 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 cei dansatorii de pe vremea de atunci. M-am zis la casting și am zis, noi te vedem, hai să te vedem pe rolul de prezentatoare pe care le juca în Cațurca și eu. Zic, da, mi-a dat să prezint foarte bine pe text, nu știu de ce, li s-a părut că semănam cu personajul principal, cu Roxy Hart și regizorul de atunci mă dorea foarte mult să joc personajul principal. Eu venită de la operă n-aveam nicio treabă și mi-a zis, trebuie să cânți, nu e greu. Dar ce știi să cânți? Zic, nu știu, de când Moș Crăciun cu prieteni albe. Și... m-a pus să cânt. Moș Crăciun cu plete, da, și am început. Eu n-am voce. Deci eu am, de când eram mică, mi se trag niște repercursiuni amare. Am fost la, știi că era top, tip top, mini top? Da, da, da. Am fost și eu la Ploiești. Eram mică. Am ieșit pe ultimul loc. Și de atunci am zis, eu nu trebuie să mai cânt pe niciodată. Ultimul? Da. M-a înscris mama, că probabil că mă dorea să fiu... Mamele! Mama, da, du-te și cântă, mami, că tu știi. Păi ce să cânt? Că nici folclor nu mă pricep, nici E7, nu știu ce mai am. Da, și nu știam să cânt nimic, eram praf la capitolul ăsta. Și știam că am ieșit pe ultimul loc, zic, hai că o să cânt. Și a zis, perfect, rolul principal. De ce? Că li se părea că sunt cumva. A fost omul potrivit. Da, 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 eram pe personajul respectiv. Da. N-am putut să intru pentru că Monica Davidescu era angajată a Teatrului Național, eu nu eram angajată nimănui, pentru că tocmai îmi dădusem demisia de la operă ca să intru în acest musical. Așa. Am fost timp de 4 ani cover Monica Davidescu, nu m-a lăsat nicio clipă să joc. Știe Monica despre ce e vorba. Încercam să repet ori cu Andrei Duban. Nu v-ați înțeles? A, nu, că nu aveam cum să ne înțeleg. Nu era de înțeles, că nu trebuia să am o relație cu Monica. Okay. Era pur și simplu faptul că ea trebuia să joace, ea vroia să joace rolul principal și numai ea, toate spectacolele. Eu nu aveam cum, din punctul ei de vedere, nici măcar să fac repetiție. Și peste ani nu ați discutat chestiunea asta? Că n-a, a avut nevoie de mine, Monica, la un moment dat, să o ajut la un proces cu Dansez pentru tine, unde i-a dat în judecată pe cei de la ProTV pentru faptul că a alunecat în platou la Dansul cu ploaia și și-a rupt niște ligamente. A avut niște operații foarte serioase și de la Dansez, de la ProTV, n-a venit nimeni să o ajute. Eu am fost singura, după ani care m-am dus și am susținut-o în instanță. Că eram și eu în emisiune, dar în mod normal ce s-a întâmplat n-ar fi trebuit să o fac. Dar am făcut, am simțit că trebuie să demonstrez ceva. Deși 4 ani nu m-a lăsat nici măcar să repet. Am avut 1 an de zile de repetiții, Ricard Reguard, regizorul de pe atunci, a stabilit să intru și să joc, chiar punea repetiții și pentru mine, cu Ștefan Bănică sau cu Andrei Duban, să repetăm împreună pentru Roxy Hart. Dar nu aveam loc, pentru că sunt eu aici, nu-i nevoie, trebuie să poți să stai jos. Și atunci m-am simțit de multe ori dată la o parte, dar eram prea mică, simțeam că nu sunt, și sunt nu doar cred ce, că ea e bebelușa de la nici cronic. Din partea ei. Eu... Nu. Era, dar nu mai contează, că aia erau perioadele din... Ea era actrița Teatrului Național, eu ce eram, bebelușa de la cronică? Eram doar bebelușa de la cronică, nu știam mare lucru, nu trebuia să... Dar cronica s-a ridicat foarte mult. Am început să învăț multe lucruri, dar îmi pare rău că n-am apucat să joc decât o singură dată rolul lui Roxy Hart la Opera Română de Revelion, alături de Caroline Gombe, care acum e în America.
Deci ai simțit până la urmă cum e să fii în pielea. Mi-am dorit foarte mult, dar n-am apucat să o fac niciodată. Deși 4 ani de zile în Chicago am jucat June, personajul din Pușcăriașa, de care și-a omorât soțul, l-a înjunghiat de 7 ori din greșeală. Am jucat Kelly, care nu știu cine mai era, Kitty, nu le mai țin minte de acum 10 ani. Era un alt personaj, dublu rol pe care îl făceam, eram o tipă brunetă, altă criminală în serie. În acela spectacol, plus ansamblu, plus tot ce era, unde era nevoie de mine, eram acolo. Și știu cât alergam de la Cronică, plecam prin țară și trebuia să ajung la spectacol la Teatrul Național să joc și Șerban de atunci alerga cu mașina să ajung să prind spectacol, adică și ei au făcut niște sacrificii. Clar, și uite, vezi, ai început podcastul spunând de doamna profesoară care ți-a insuflat ideea că tu ar trebui să mergi pe drumul acesta. Și uite cu ce patos ai povestit și prin câte ai trecut, știi, ca să ajungi să faci ceea ce iubești și să înveți și pe alții la rândul tău să facă, practic să-ți calce pe urme. Și că doamna profesoară vine și acum la spectacole. Nu cred, da. Doamna Marilena Eftimie de la Ploiești încă mai predă și acum. Wow. Și vine la spectacole pe care îl organizez eu, Dance Motion sau spectacolul școlii. De fiecare dată vine, mi-aduce flori, mă simt așa, de fac poze cu dânsa. Tu realizezi cât de frumos e și ce norocoasă ești. Da, să și dânsa după... este că iau. Dar ce? Și dânsa, normal, pentru că vine, e mândră, îți dai seama. Și cred că-i vezi mândria noastră. Este, nu? este. Și eu sunt mândră că a avut mână bună. Exact. Ai pomenit și de Ibița. Da. În Ibița nu a fost așa o plecare pur întâmplătoare, pentru că și acolo s-au întâmplat lucruri frumoase pentru tine, nu? Te-ai îndrăgostit, din câte știu, da, de un bărbat spaniol. Da. Toți spanioli sunt frumoși așa cum și noi în telenovele. Nu, de fapt, spaniolii sunt frumoși și italienii sunt frumoși și cei din și brazilienii sunt frumoși. Și românii sunt dar frumoși. Dar știi că se spune că fetele de acolo nu sunt frumoase. Doar româncele sunt frumoase, da, ucrainiencele, rusoaicele, știi? Bine, cele din telenovele în primul rând sunt foarte frumoase, cum și da, spaniolii sunt foarte frumoși. Da. Adică eu când eram mică spuneam José Armando să fie al meu. În primul rând m-am îndrăgostit. Toate ziceam asta. Da, când vedeam Maria del Mar. Da. Când am ajuns acolo m-am îndrăgostit de Spania. Mi s-a părut o atmosferă superbă. Unde căldură. Mai exact? În Ibița? Și mi-ai fost direct. Și în altă parte? Nu, eu n-am călătorit în viața mea. Aveam 22 de ani. Terminasem facultatea. Eram profesor. Terminasem cu diploma de licență de pedagog în da, balet, da. Și am zis să încerc. Atunci era o perioadă când începusem să dansez și în club. Mm-hmm. Deci seara eu aveam program dimineața operă. Nu știa nimeni. La operă știa toată lumea că mă vedea pe scenă. La prânz aveam facultate până am terminat. O seară eram la Tănase sau când mi-am dat demisia de la Tănase mergeam la spectacol de la operă, aveam spectacol în fiecare seară, iar noaptea mergeam în club să mai strâng bani. Și era Max, era Crystal, erau niște cluburi atunci pe vremea aia, dar eram toți, unul era medic stomatolog, una era doctoriță, nu știu, era altă viață. Oamenii da, făceau asta... nu știu, eram ca o completare a lucrurilor pe care le făceam în mod normal. N-am vorbit niciodată despre asta pentru că mi se părea rușinos să fac asta. Dar trecusei deja și de la operă la cărcota și dans pe masă așa și acum vorbești de la tot ce ai făcusei la dans în club. Ți se părea ție că oamenii te-ar fi judecat? Da, clar, era denigrant, uh-huh, total. Uh-huh. A fost o perioadă care m-a ajutat să ajung în Ibița. Pentru că își căutau la un moment dat balerine, dansatoare, dar la un nivel înalt, adică vreau să facă să știe să danseze și street dance și house și mai multe stiluri de dans, da, adică erau destul de pretențioși atunci și țin minte că nu erau români în Ibița. Acum, nu știu, 20, nu știu câți ani au trecut de atunci, dar nu, pe insulă nu erau români. Erau puțin hoți. Erau care mi-au furat mie geanta, dar nu erau foarte mulți români. Și am ajuns prin cineva, am rămas, respectiva persoană a plecat, eu era prima oară când am plecat din țară și nu știam, eram la 22 de ani, eram străină plecasei de pasaport. Cu un contract, plecasei... Da, inițial am vrut să dau casting direct acolo și să văd dacă iau și dacă nu mă întorc în țară. Mi se părea interesant să văd altă țară și să, în special, se spunea că și în continuare este Ibița, insula distracției. Și am nimerit la Amnezia, m-a plăcut foarte mult, foarte serioasă, eram foarte serioasă, toată lumea se mai distra, eu nu mă distram, pe stilul muncă de la, exact, de la opera română trebuie să fii la program și să... N-am avut o zi liberă în 3 luni de zile, m-am ținut că știam că vreau să câștig bani și să mă întorc acasă cu ei.
Și în ultima zi mi-au furat geanta. Am avut o zi groaznică. A fost cea mai proastă, urâtă zi din viața mea. Cu toți banii pe care îi strânsesem. Nu toți, o parte din ei. Dar aveam geanta, m-am așezat la masă pentru că și noaptea muncisem. Și m-am așezat la masă și când, după ce am mâncat să plătesc, să ajung la aeroport, eram singură, și nu vorbeam spaniolă, vorbeam doar engleză și spaniolii nu știu engleză foarte bine. Uh-huh. Și nu aveam geantă, telefonul, camera, ce mai strânsesem și eu mai din agoniseala mea. Banii, bine că i-am pus, mi-a zis cineva, se pun în geanta mare de cală. Și tot ce am cumpărat și vreau să strâng fiecare lucrușor. Și atunci a fost cea mai proastă zi din viața mea, pentru că trebuia să merg de la Ibița la Barcelona, Barcelona, Milano, Milano, București, a doua zi aveam filmare pentru Cronica Cricotașilor. Și a fost îngrozitor, pentru că nu știam să vorbesc, n-aveam cu ce să călătoresc, n-aveam acte și pe vremea aia aveai, ți se dădea un, nu era online sau puteai să-l descarci, uh-huh, virtual. Uh-huh. Nu, aveai un bilet și ăla cu ăla mergeai, dacă n-aveai bilet, trebuia să-ți iei al bilet. Atunci? Mi-a zis poliția de atunci, cu care nu prea m-am înțeles mai mult prin semne, să ajung în Barcelona cu un act pe care ei mi l-au dat când mi-au furat buletinul. În Barcelona, deci este prima oară când spun povestea asta, în Barcelona trebuia să ajung la consulat, eu nu mai văzut în Barcelona și eram prima oară când plecam și nu știam nimic. În Barcelona trebuie să-mi iau de la ambasadă o hârtie pe care trebuia să o trimită mama din România, cu o poză de-a mea, certificatul de naștere prin fax, că nu mergeau mail-uri, nu erau, nu știu, era fax. Și m-am dus la ambasadă, toată lumea, Oana de la Cârcotaș, nu vei ne crede, da, era toată lumea din ambasadă extraordinar de fericită. Procedura era mult mai anevoiasă, pentru că trebuia să stai acolo, să te duci să-ți faci poză, să completezi niște acte. Dar pentru că venise bebelușa. Dar nu contează, eu am dat o poză de pe plajă, era părul fulfuia, eram în... Dar asta a fost buletinul meu de trecere, da. Spre trebuia să circul doar cu pașaportul și noi nu eram în comunitatea europeană, erau niște verificări foarte amănunțite la frontieră și mi-au făcut un document, am ajuns înapoi și am prins zborul către Milano, care a întârziat când am ajuns la Milano cu porțile, cu bagajele, pentru că nu puteam să le pun la cală, să le trimit dintr-un, că nu știam ce avion o să ratez. Nu știam dacă... Și prima oară când am plecat. Și eram cu bagajele, că le-am luat de la cală, pune-le la cală, ridică-le, du-le. Și s-a închis în fața mea, a venit domnul de la Milano și mi-a spus, tipic, gata, s-au încărcat toți. Adios! M-am pus în genunchi, m-am rugat de ei, am plâns. Trebuie să plec, trebuie să ajung în țară, nu înțelegeți, am făcut atâta drum. Cronica. Nu era neapărat pentru cronică, vreau să ajung acasă și n-aveam altă variantă pentru că îmi las, uite, și acum vine să plâng. A fost foarte nasol. Pentru că nu aveam alt bilet de avion pe care mi-l cumpărase și nu aveam alți bani pe care să-i cheltui pe bilete de avion. Și a fost îngrozitor. Când am ajuns acasă, îmi venea să sărut pământul. Am zis, e pământul sfânt pe care am ajuns. A fost un test de greu pentru tine și ai făcut toate astea de una singură, nu? Da, prima oară plecată, prima oară fără bani. Anul următor, când am ajuns în Ibița, mi-am recuperat. Deja îi cunoșteam pe hoții care așa și chiar am cumpărat de la ei niște chestii second hand, să zic. Cum așa. Adică ei cunosc? De unde știi că ești? Era o fi a oamenilor care făceau diverse lucruri prin Ibița. Și probabil și acum sunt. Da. Și aveam numerele lor. Am ajuns că când am ajuns au început să mă cunoască România, avem o româncă și oamenii în general, românii. Și nu s-au mai atins de tine, nu? Da, eram protejată. Râdem, dar n-ar fi trebuit să râdem de așa ceva. Nu. Dar am cumpărat ce mi-am cumpărat al doilea an. Nu mi-am cumpărat tot aparatul meu foto și telefonul pe care oricum îl furase, probabil că l-au vândut de mult. Dar nu mai contează. Simțeam cumva că aveam... că nu eram protejată, nu eram într-un clan sau ceva, dar românii cumva se sprijină întotdeauna când pleacă în străinătate pe alți români și se ajută atât de mult. Dar nu din prima, din a doua, a treia, a patra. Trebuie să știe din că ești român. Dacă mi-a furat geanta, nu știa că ești român, că trebuia să scriu MA de România, că atunci sigur n-ar fi furat geanta. Da. Of, Doamne, câte pățanii. Dar am învățat lucruri. Ai învățat, sunt sigură, și te-au călit, știi, pentru că... Cum spuneam, erai mult mai tânără, era prima ta plecare în străinătate și uite că așa a fost prima ta experiență. Nu ți-a lăsat un gust sau mai dulce, dar așa a fost să fie. Dar m-am întors încă 7 Te-ai ani. Mai întors, asta voiam să zic, că de mult ți-a plăcut, încât spuneam și acum câteva minute, te-ai îndrăgostit nu doar de Ibița, dar te-ai îndrăgostit și de un spaniol. Cum a început povestea voastră? Sau unde l-ai cunoscut? În Ibița l-am cunoscut. Era tot dansator și el era... Nu. Om de afaceri, culmea. Și am rămas, am hotărât să rămân. Am călătorit o parte din timp, deci după 7 ani sau 8 ani de Ibița,
de distracție și muncă în același timp. Și am cunoscut foarte multe persoane publice, vedete, da, Brad da. Pitt, nu știu, au fost, nu mai am, Puff Daddy, nu știu, am pozele la școală, acum nu mai mi-aduc aminte, dar am cu toți pe care i-am văzut și care veneau la Ibița. Mi s-a părut extraordinar să poți să dai mâna cu oameni pe care îi vezi în filme. Și acum este și extraordinar. Și acum, dar parcă e mai ușor. Te mai duci pe la Hollywood, te plimbi pe stradă și mai vezi. Da, chiar am vrut să merg mai devreme, dar nu. Da, și am rămas, m-am călătorit, m-am îndrăgostit, am zis să rămân în Barcelona, am locuit timp de 6 luni, după care m-am mutat la Marbella 6 luni. Cu el, da, am crezut că o să rămân și că o să fie... Nu m-am căsătorit, pentru că atunci nu credeam neapărat în căsătorie sau în... Nu mă așteptam, mi se părea prea devreme, deși aveam 27 de ani. Dar m-am îndrăgostit și m-am îndrăgostit și de Spania, adică eram îndrăgostită de Ibița. Era deja a doua casă, despre ce vorbim. Da, de stilul de viață și de lucrurile ușoare pentru care, nu știu, și viața socială și asigurările medicale și siguranța în care trăiai. Sistemul medical, sistemul de... Oamenii erau relaxați, nu se agitau atât de mult să supraviețuiască. Și atunci am simțit că ar trebui să rămân. Nu știam dacă o să fie pentru întotdeauna, mi-a fost dor de casă. Dar cumva întâlnindu-l și pe el, erai mai dispusă să te muți acolo definitiv? Da, da. Din păcate s-a întâmplat ce s-a întâmplat cu Șerban, cu accidentul, și a fost nevoie să mă întorc în țară. Am crezut că o să fie pe o perioadă scurtă de timp, dar m-am întors pentru un sezon să prezint alături de Mișu emisiunea. Și am rămas. M-am întors cu fata mea, am rămas în țară și am hotărât să o iau de la capăt în țară, pentru că... Ea cât avea atunci, Isabel? Isabel avea 1 an, nici nu mai ține minte. Și apoi l-am cunoscut pe Florin. L-am cunoscut pe Florin. Dar, practic, cu care m-am căsătorit. Separarea ta de bărbatul spaniol s-a produs pentru că tu ai venit în țară? S-a produs că nu ne mai... Nu simțeam că o să fim permanent împreună. Mie mi-era dor de casă, simțeam că viața mea nu este acolo, deși este un trai pe care toată lumea și l-ar dori. Este un mod de viață, dar totuși România era casa mea. Și m-am întors și n-am mai continuat nicio relație. N-am despărțit. N-am mai continuat nicio relație. Acum, de curând, am reluat legătura pentru Isabel. Serios? Că-mi doresc să o cunoască și să se întâlnească. Nu a văzut-o niciodată? Decât în poze. Atât? Da. Nici măcar în perioada cât tu încă erai la Ibița, nu a apucat să o întâlnească? S-o păi nu mai fost Ibița, a fost înainte de asta. În Spania, la Marbella, tu nu mai păstrai după legătura ce m-am atunci. Mutat în Marbella, am venit direct în România. Nu am mai plecat, adică... M-am stabilit, am început să-mi deschid școala de dans, m-am stabilit aici și am hotărât să îmi ție fac o altă viață. Din punctul în care ai rămas însărcinată, cumva ți-a schimbat toată viața. Erai, nu știu, întotdeauna tu aveai treabă, erai pe drumuri, munceai foarte mult de dimineață și până seara. Am continuat-o, chiar și acolo. Nu mi s-a schimbat ai total. Continuat, da, dar pentru că era mama lângă mine. Avea să ți se schimbe viața, știi? Da. Nu mai aveai acea libertate, nu mai erai tu, Oana, și atât. Nu mai puteai lua deciziile de una singură. Da. Și a venit și despărțirea, mama era cu tine acolo? Mama a fost tot timpul cu mine. A fost permanent. Permanent și Îngerul eu nu știam dacă, atunci când am rămas însărcinată, nu știam dacă vreau să păstrez sarcina sau nu, adică eram în dubii, pentru că eram încă tânără și puteam să mai fac multe lucruri cu viața mea și majoritatea femeilor nu-și doresc neapărat o sarcină, tocmai pentru că știu că le schimbă viața și trebuie să fie mult mai responsabile, nu numai de ele, și de copil. Și mi-a zis mama o chestie care de fapt a schimbat și a determinat tot parcursul de mai departe. Vreau să faci acest copil pentru mine. O să fiu lângă tine și o să te ajut. Și m-a făcut să mă hotărăsc să o păstrez pe Isabel. Nu știam dacă... Nu vroiam să fac avort, mi se părea că e un păcat și nu e ok. Dar era vârsta când ar fi fost normal să am un copil. Nu eram încă pregătit să mă căsătoresc sau să rămân lângă persoana respectivă. Nu știam ce să se întâmple. Atunci am hotărât, bine, ok,
o să încerc să văd dacă pot să am o relație, dacă putem să continuăm să avem o viață în Spania. Și am încercat și nu s-a putut și am venit în țară. Mama a fost în continuare alături de mine, mama a insistat să fie lângă mine, a insistat să aibă grijă de Isabel, ca eu să pot să-mi văd mai departe de viață, în sensul de a munci și a face lucruri pentru mine în continuare. Nu te-a judecat, nu te-a pus la zi, nu te-a certat. N-avea de ce să mă certe. Că... Ți-a spus niște cuvinte, cuvinte pe care cred că mai degrabă ai fi vrut să le auzi de la el decât de la mamă. Nu le-ai auzit. Păstrează-l, voi fi alături de tine, o să-l creștem împreună, sunt aici cu Cred tine. Că tuturor le e frică în momentul când se întâmplă ceva de genul ăsta și oamenii nu sunt neapărat pregătiți. Și că sunt oameni care se căsătoresc și nu fac copii nici după 10-20 de ani. Eu eram într-o perioadă în care nu știam dacă vreau să mă distrez sau vreau să continui să am o relație, să mă căsătoresc și mi se părea căsătoria un... spui, soclu deasupra capului. E... Nu, mi se părea căsătoria... o responsabilitate foarte mare și apoi să ai un copil și e foarte greu. Hai să zic că poate divorțezi la un moment dat și e... Da. Dar dacă te căsătorești, trebuie să fie pentru totdeauna. Pentru mine atunci căsătoria reprezenta o decizie pe care o iei pentru toată viața. Dar m-am hotărât să o am pe Isabel. Care Isabel, care acum are 13 ani, este extraordinară. Mai mă cer cu ea și astăzi te-am certat, pentru că nu vrea să meargă la școală, deși ea merge foarte silitoare, dar n-a vrut să meargă la școală pentru că a avut 2 zile de concurs, semifinal de la DVC, unde anul trecut a luat locul 1 mondial și sunt foarte mândră de ea. Și mai are momente de genul ăsta, adică când faci performanță e foarte greu să ții o paralelă cu școala. Și trebuie să o înțeleg, dar nu pot zic, școala este, nu este... opțional în România. E obligatorie. Trebuie să te duci la școală. Eu când mă gândesc la Isabel, știi, îmi vine să arăt cam așa, știi, ceva. Isabel, știți? Isabel. Isabel acum a crescut. Sunt foarte mulți ani de când o cunosc. Deci are 13 ani, nu știu, veneai cu ea la emisiune când avea 3, 4, 5 anișori, da, cât da, avea. Da, era foarte, foarte, foarte mică. N-avea nici dinți. N-avea nici dințișori, ca să știi, Isabel, da? Deci eu de când nici măcar n-avea dințișori. Te-ai întors în România, ca să continuăm așa povestea și paradoxal, nu știu cum sună asta, dar l-ai cunoscut pe actualul fost soț. Da, asta vreau să zic și eu, actualul fost soț. Trecuse deja de prima dragoste în Spania, fusese da. Prima ta iubire cu adevărat acolo, nu da. Mă gândesc. Și aveai să-ți întâlnești pe cel care avea să devină soț. De să știi că prima iubire, de fapt, eu am iubit de fiecare dată. Adică n-a fost... când am fost cu cineva, da. Am iubit din tot sufletul diferit, și... Da. Da. La Florin a fost bărbatul cu care mi-am dorit să mă căsătoresc și cu care să rămân toată viața. Ce a avut el și nu au avut alți iubiți sau alți bărbați de care a fost îndrăgostită? Uite, Brad Pitt nu era lângă mine, ca să fie, la diferența, a fost o iubire platonică cu Brad Pitt toată viața și n-am reușit să ajung în sufletul lui decât Angelina s-a apropiat. Nu, la Florin eram într-un moment în care o aveam pe Isabel și îmi doream să am o familie, îmi doream să am un bărbat lângă mine care să mă înțeleagă și să am o stabilitate. Nu vorbesc de cea financiară, pentru că aia financiară o aveam deja. Eram independentă, mă descurcam singură, aveam nevoie lângă mine de un bărbat care să fie lângă mine. Să fie acea siguranță. Acea... A fost 10 ani. Da, da. Cred că oamenii se schimbă în timp. Cred că oamenii se schimbă și de la una la altul, în sensul că avem alte principii pe care le urmărim, poate, sau... ideal ar fi ca oamenii, cei care se căsătoresc, să crească împreună. Știi, să învețe unul de la celălalt, să se ajute și să crească cât mai mult. Așa ar fi ideal, nu știu că dacă mai întâlnim genul acesta de oameni și de cupluri în ziua de azi. Eu cred că sunt, dar trebuie cumva ori unul să se tragă pe celălalt și să-l ajute. Și să nu renunțe pe drum. Și da, e foarte greu. Și am simțit, mă rog, atunci m-am îndrăgostit, am simțit că el e bărbatul cu care trebuie să mă căsătoresc și să am o familie. Florin era, a plăcut-o pe Isabel din prima, eram la o nuntă, la niște prieteni, eram doar noi la masa respectivă. A fost foarte frumos când ne-am îndrăgostit, foarte frumos și primul an. Era totul așa pur și știi cum e o relație la început, ceea ce a și durat timp de 10 ani. Și a fost frumos, cât a fost, cât Isabel am fost... atunci, cât avea? 3 ani.
3 2 ani, 2 ani și ceva. 2 ani și ceva. Da. Ți-a fost greu ca mamă singură să... Nu, era mama mea, era lângă mine, adică înțelegi nu ce spun. Totuși n-aveai sprijinul acela patern, dacă vrei să zic, erai o femeie înainte de a fi mamă, ce trebuia să fie și ea iubită, nu? Să ai pe cine să pui capul, să ai cu cine să vorbești seara, era mama. Să... era mama, mama era pretutindeni. Dar nu era acel el și el a sosit. El da. Te-a înțeles cu bune cu rele, povesti viața ta, știa da. Și... M-a susținut. Te-a susținut. Și a fost și tată pentru Isabel. Da. Nu? Până a apărut Maxim. Când a fost mai mult tată pentru Maxim, pentru că a simțit că este copilul lui din sângele lui, pentru Isabel era, dar nu era aceeași, până apărut, după ce a apărut Maxim, nu era același sentiment, cred eu, cu toate că făcea lucruri pentru ea. Eram acolo în aceeași casă, dar n-am simțit niciodată apropierea, am simțit-o până a apărut Maxim. Știi? Am simțit că până a venit Maxim eram toți trei și eram împreună și cumva era foarte implicat în... și a mai fost niște ani, dar cred că sângele apă nu se face, știi? Asta și... clar. Dar i-ai spus vreodată, uite, știi, se simt diferențele pe care le faci? Da, am avut discuții pe tema asta, dar probabil că, așa cum mi-a zis, că Isabel era mai apropiată de mine și de bunii și bunii era foarte mult lângă ea și când era la școală și n-avea mâncare sau când avea, era tot timpul prezentă bunii să fie lângă Isabel și lua apărarea și era, nu știu, bunii a fost îngerul ei păzitor. Mama ta a locuit cu voi? Mama mea a locuit până ne-a mutat acum... 4 ani am mutat-o într-o casă. Când a început pandemia, pandemia, am cumpărat acea casă. O casă superbă, în stil mediteranean, pe care eu mi-am dorit-o foarte mult. De afară arăta ca o pușcărie, așa, cu zăbrele și nu vedeai niciun geam, era tot închis și negru. Deci și v-ați mutat doar pătrată. Voi patru? Ne-am mutat doar copii. Noi patru, da. Fără mama? Fără mama. Am zis că era cazul să ne mutăm, noi ne-am dorit să ne mutăm, să stăm împreună, fără să... Că atunci când ești cu un părinte, părintele se mai bagă în relație, mai intervine, da. Nu tot timpul, nu știu, în favoarea sau defavoarea mea. Cel mai mult era în favoarea lui Isabel permanent să ia apărarea. Și ne-a fost nu neapărat greu, dar mai existau discuții, știi? Și ne-am dorit și locul nostru. Nevoie de intimitate și da. Mama ta la fel. Și cum s-a schimbat viața voastră, căsnicia voastră, fiind acum practic doar voi, știi? Familia voastră și atât. Teoretic trebuia să fie foarte bine. Adică mutat într-o casă cu o curte unde puteam să avem și un cățel, unde puteam să avem spațiu și timpul nostru, și ți-ai văzut camerele. Da, am muncit foarte mult. Încă mai aveam de plătit rate la casă, deci trebuia să mai muncesc, ceea ce cu pandemia a fost greu, că a trebuit să predau numai online și să fac foarte multe ore. Mi-a plăcut. Adică era munca mea acasă, da. Pe de altă parte. Dar nu știu. Nu știu dacă casa era de vină sau cred că știi că de multe ori oamenii zic că anumite spații au anumite energii, dar noi am fost foarte bine până să ne mutăm în casa aia. Erai mai fericită într-un apartament în care poate te simți... Apartamentul era mare, adică am avut spațiu. Ține de energia locului. Am simțit că atunci când, de fapt, mai e o explicație, atunci când am fost doar noi doi, atunci am ajuns să ne cunoaștem noi doi și să fim doar noi doi. În Maxim, până să ne mutăm, dormeam toți trei, știi, în același pat. Când ne-am mutat în casa asta, am zis fiecare poate să aibă camera lui. Isabel dormea cu bunii. Nu era mare spațiu. Isabel dormea cu bunii, dormea și singur și noi trei, da. Și când ne-am mutat în casa asta, spațiul era cam la fel ca în casa unde am stat, în apartamentul din, da. De la din Cogălnicianu. Dar când ne-am mutat aici, am zis ca fiecare copil să doarmă la el în cameră. Maxim avea 6-7 ani. Era încă mic. Am zis că hai să dorm eu cu Isabel până ne acomodăm, până ne așezăm puțin, plus că nu știam cine o să stea în ce cameră. Dormitorul matrimonial era clar într-o zonă. Și Maxim a rămas cu
Florin, iar eu am rămas cu Isabel într-o cameră. Și noi te mutam astfel încât până s-au așezat. Camera lui Maxim a rămas clară, doar că el n-a fost niciodată și n-a dormit niciodată în camera aia. Deci eu am pregătit-o, am aranjat-o și cum am zis mai fac copii? Adică nimic e și din comun. Cred că da, dar cred că atunci când doi oameni maturi vor să aibă o relație, trebuie să discute și să încerce ca relația să rămână. Deci cumva stâlpul casei este mama și tata. Și părinții trebuie să aibă timpul lor. Absolut. Timpul lor să comunice, să vorbească, să se înțeleagă și să ia hotărâri pentru toți patru. Noi nu am avut timpul nostru, pentru că seara Maxim stătea cu Florin, eu stăteam cu Isabel și de cele mai multe ori veneam târziu de la sală, ori Florin avea spectacol, ori fiecare avea un alt program. Și neavând acel program, timing seara de a sta în pat și a vorbi, de a timpul simți, vostru. Exact, a simți pe celălalt, lucrurile s-au, ne-am distanțat ca și energie, ce am simțit. Și la un moment dat am simțit că nu e ce trebuie și trebuie să facem ceva. Ori să mergem într-o vacanță, ori să mergem la un psiholog, relația nu mai este în direcția. Ați sesizat amândoi acest lucru? Lui se părea normal ce se întâmplă. Mi se părea normal că ar trebui să stăm în aceeași casă, că trebuie să stăm cu copiii și să stăm de copii, dar eu aveam nevoie să stea și de mine, adică nu mai aveam timp cu el, propriu zis. Și am zis că, plus că nu mai aveam susținerea pe care o aveam înainte, mi se părea că toată energia lui se duce către Maxim. E foarte, asta nu înseamnă că sunt geloasă, că și eu lucrez pentru Isabel, pentru Maxim, pentru familie, pentru noi. Dar nu mai exista altcineva. Exista doar Maxim și numai o vacanță în toți patru, să mergem să ne plimbăm, să facem lucruri. Nu că n-avem bani, nu că n-avem timp, nu că n-avem... Tot timpul era ceva, zic, da, dar noi trebuie să avem timp și de sau noi. Voi doi. N-a mai existat. Nu se mai pune problema. N-a mai existat. Da, și am avut discuții cu el și am spus ori așa, ori așa. Adică ori avem o relație, ori nu. Că nu putem să fim doi străini, doi colegi de casă în aceeași casă, să fim colegi de apartament. Și atunci am hotărât să divorțez. Adică n-a fost altcineva sau nu a fost altă problemă, nu știu, ce plecam cu nopțile sau el pleca și avea cântări sau era... Nu. Dintre voi doi, care a fost prima persoană care a pomenit cuvântul divorț? Eu. Deși tu ai tras enorm. Eu am tras enorm și am avut o discuție în martie, acum 2 ani, chiar pe vremea asta, în care am spus că îmi doresc mai mult de la relație. Adică nu îmi doresc mai mult, îmi doresc o relație. Adică îmi doresc să avem timp să vorbim, el a supărat permanent pe mine, pentru că eu mai spuneam, hai ajută-mă, nu știu, vino cu mine, mai am niște proiecte, poți să fii lângă mine. Am înțeles odată că nu se poate, odată că are și el teatru, odată că e Maxim, diverse lucruri, diverse scuze și tot era supărat, avea permanent perioade de drame, de supărări, și eu sunt o fire foarte veselă și îmi place să zâmbesc, îmi place să-mi trăiesc viața. Și atunci mi-a spus, n-o să uit, ești liberă de acum încolo să trăiești viața cum vrei. Și zic, bine. Și după câteva luni m-am gândit foarte bine și am hotărât și am zis, m-am hotărât să divorțăm. Adică nu vrei să stăm împreună și să încercăm să ne fie bine pentru copii, pentru noi. Nu pot să continui așa. Te văd foarte afectată, sunt lucruri pe care nu le știam. Dorit. Îți spun sincer, și când am aflat de divorțul vostru, a fost într-o perioadă în care am aflat divorțul altor persoane publice, nu o să redau numele, și cred că a fost unul dintre șocurile cele mai mari pe care le-am trăit pe plan profesional pentru mine, spun, pentru că ne-am cunoscut doar în plan profesional, pentru că vă cunoșteam atât cât v-am văzut la emisiune și vedeam că trageți amândoi în aceeași direcție și erați foarte implicați în tot ceea ce făceau și copiii și voi și vedeam mândrie, performanțe, muncă foarte multă, vă completați unul pe celălalt. Când i-ai spus de divorț, cum a reacționat? A zis că el nu este de acord dacă este alegerea mea. Adică nu poți să nu fii de acord cu un lucru pe care tu îl inițiezi teoretic. Chiar dacă nu-l spui. Îl arăți. Da. Cum crezi că ar fi văzut el
mersul lucrurilor? Ce crezi că s-ar fi întâmplat dacă tu nu propuneai acel divorț? Mi-a și spus. A spus că putem să stăm și să locuim împreună, la fel cum am făcut până acum. Și să avem fiind eu dormind cu Isabel, programul meu cu Isabel, el dormind cu Maxim și programul lor. Și atunci am simțit de multe ori că încerc să intru în viața lui Maxim, să fac lucruri și nu mai aveam loc. Pentru că de multe ori trebuia să muncesc să plătesc casa și îmi spunea, du-te și fă-ți orele că stau eu cu copiii. Era în perioada când el nu avea spectacole și era liber și putea să facă, putea să stea el cu copiii. Deși eu ziua eram în continuare alături de el, făceam mâncare, făceam prăjituri, ne jucam, alergam pe stradă, făceam activități cu ei și eram împreună. Adică simțeam că lucrurile făceam împreună și că ne susținem. Dar la un moment dat mi-a zis, păi da, tu nu-l crești pe Maxim. Păi zic, da, pentru că vin seara, încerc să intru, să-i fac un duș sau să-i fac o băiță și nu-i nevoie, că sunt eu aici. Niciodată nu era nevoie. Ai simțit cumva că, nu știu, Camilia, l-ai neglijat? Nu, crezi că unul dintre reproșuri, sau care crezi că e reproșul lui în sute de discuții sau câteva, nu știu câte ați probabil, avut? Probabil. Ați ajuns într-un punct în care, ok, divorțăm, dar hai măcar să ieșim din această căsnicie știind fiecare cu ce a greșit. Ce crezi că ți-ar reproșa el sau care crezi că au fost nemulțumirile lui adresata? Cu siguranță faptul că și-ar fi dorit să fiu mai mult acasă, dar nu mi-a spus asta sau nu mi-a arătat-o. Mi-a spus la un moment dat, ai nu mai faci atâtea ore, dar când era vorba de ore, mi se spunea, du-te și fă-le că e nevoie să ne întreținem sau să ne... Să plătim casa sau să avem... Și toate lucrurile astea le făceam până la un punct când am plătit casa, că a fost nevoie de o sumă mare de bani. Când am plătit casa, am zis, gata. Uite, am scăpat de credit într-un an de zile, de s-a întâmplat foarte repede. Hai să facem ceva cu și următorii bani pe care îi câștigăm. Să mergem în vacanțe, hai să facem ceva cu copiii, hai să facem... Și n-a mai fost. Mi-am dorit, adică am încercat să... Nu știu de ce. S-a pus problema banilor vreodată? Aducea mai mulți bani tu, aducea mai mulți bani el, s-a întâmplat asta, muncim mai mult, mă gândesc. Chiar dacă eu aduceam mai mulți bani, nu era o problemă, că atunci când mergeam în vacanță, era la comun, adică erau banii noștri, familia noastră, tot un patru. Probabil că a fost frustrant o perioadă. Da, poate că a fost frustrant, poate și eu, din punct de vedere emoțional, mă implicam foarte mult în... Businessul meu era ca un copil al meu, dar și la teatru, rolurile pe care le făcea când era să pregătească Rebecca sau Jack Spintecătorul sau Fantoma sau orice avea, se implica foarte mult și atunci îi dădeam timp și spațiu să-și creeze rolul și să... Era absolut normal să facem lucrul ăsta unul pentru celălalt. Cumva pandemia, și n-am spus-o doar eu, a reușit să despartă sau să unească. Crezi că în cazul vostru pandemia și-a spus cuvântul în sensul în care tu puteai munci acasă, el ce făcea, tenor fiind? Păi nu, putea să facă ore online, dar nu și-a dorit. Putea să facă ore fizic. Fizic nu puteai să faci, dar puteai să mai chem un copil din când în când să-l pregătești. Dar ore online n-ai fi putut să faci. Și mulți sau cumva această pandemie a scos din fiecare... sentimentul ăla de luptă, de a supraviețui, fiecare cum poate. Sau de delăsare. Deci mi s-a întâmplat grav, trebuia să plătesc chiriile, trebuia să plătesc oamenii, angajații. Dar a fost grav. Deci eu am simțit-o pe pielea mea, trebuia să mă dau o palme și să-mi revin. Deci a fost groaznic. Și în perioada ai simțit că s-a pus mai multă presiune pe tine? Da, trebuia să descoper ceva, să văd ceva eu cu mine, să fac ce, să inovez ceva, pentru că simțeam că am 20 de angajați, am recepția, trebuie să-i plătesc cu oamenii, trebuie să din ce ori să câștige bani, stau acasă. Și am început să fac online de acasă, dar gratuit pentru toată lumea pe Facebook. Eram eu, Isabel și Maxim, ne puneam și făceam exerciții, făceam mișcări, balet, gimnastică, orice. Oamenii au început să aveam foarte multe vizualizări, trebuie să fac o platformă online. Cred că am muncit 2 săptămâni fără să dorm noaptea pentru acea platformă pe care am creat-o și apoi a fost un val de oameni care au intrat, aveam cursuri 6 ore pe sau 8 ore de oameni care intrau inclusiv din Jersey, inclusiv din nu știu ce țară, Italia, intrau de peste tot, români. Ei, și în perioada ai simțit susținerea lui, profesional vorbind? Da, atunci am simțit-o, da.
Dar problema e că probabil... Sau implicarea lui. Da, da, da. Nu avea ce să, la ce să se implice, pentru că eu am creat platforma, eu am fost cu IT-știi, cu înregistrarea la ANAF, cu toate nebuniile care trebuiau să le faci pe a plăti prin Play PayPal sau prin card bancar. Era o întreagă organizare în spatele unei platforme simple. Linkurile de Zoom. A trebuit să pun recepția să facă niște lucruri, pentru că fiecare trebuia să muncească. Am pierdut foarte mulți copii în perioada aia. Am pierdut foarte mulți profesori care și-au deschis și ei curs în paralel cu toți copiii pe care i-au sunat. Adică a fost o concurență și o luptă aprigă. El a stat și a văzut de casă, adică a fost în casă lângă mine, că aveam nevoie de ceva, mi-oferea măcar un pahar cu apă, Florin, adu-mi numai, mi-aducea cât un sandwich, îl punea lângă mine la cursurile online, adică ceea era... ce era fantastic până la urmă, adică a avut grijă, ai simțit acest ajutor? Da, pentru că cumva trebuia să mișcăm toți în același ritm ca să meargă lucrurile și a văzut cât de mult sufăr și cât de mult mă implic ca lucrurile să meargă. Și a fost lângă mine, adică a fost până când n-a mai fost lângă mine. Probabil că a fost prea mult pentru el, au fost foarte multe lucruri pe care le făceam, foarte multe proiecte, dar îmi vroiam și vacanță, vroiam și timp cu copiii, vroiam erai să ne dispusă. Și relaxăm. Da. Dar la un moment dat el n-a mai putut, n-a mai, nu știu. Ai nu simțit știu. Vreodată că el încetase să te mai iubească? Poate că mă iubea în felul lui, că mi-a spus că mă iubește, dar trebuia să simt lucrul ăsta. Nu știu, e foarte ciudat să vorbesc acum despre el, că nu este prezent și probabil că o să se uite la un moment dat și poate că o să se uite și copiii la lucrurile astea. Cred că iubirea se simte mai mult decât se spune. De aceea mi-am permis să te întreb. Este încă un subiect sensibil pentru tine, deși a trecut ceva timp. S-au întâmplat foarte multe lucruri până acum. Îmi vorbeai despre acea apropiere dintre el și, și băiatul vostru și Maxim. Apropierea pe care ai sesizat-o încă de când l-ai adus pe lume și ai început să sesizezi acele diferențe. Relația ta cu cel mic, cum este acum? În ce stadiu acum, vă aflați? În clipa asta este o relație bună la care încerc să muncesc foarte mult. Dar până acum? Pentru că el s-a distanțat de mine. Pentru că acum 6 luni a început totul, am făcut o convenție anul trecut, acum, după ce am divorțat. Am făcut o convenție, mă rog, exact când, nu mai știu. Era făcută în perioada în care eu am vrut să divorțez, el nu vrea să plece din casă decât cu Maxim și decât dacă domiciliul lui Maxim era la el. Mie nu mi s-a părut atunci un lucru extrem de important, avocata mea de atunci mi-a explicat că dacă ne înțelegem e bine, e minunat, ceea ce mi-am și dorit altfel. Și am făcut o convenție în care nu era stipulat foarte clar timpul pe care l-am cu Maxim. Și domiciliul e primordial atunci când nu ai un program. Era stipulat doar vacanța de vară și de iarnă, vacanțele școlare, vacanțele din perioada școlară și restul era la mica înțelegere. Ceea ce mi s-a părut că ar fi normal după 10 ani de conviețuit între doi oameni care se înțeleg. Și am acceptat lucrul ăsta, plus că mi s-a spus că oricând acel document se poate și putem să facem să revenim asupra lui și putem să-l atacăm. Și atunci am zis, bine, ok, a trebuit să plec cu Isabel în Portugalia, ea se calificase și Maxim se calificase la finala mondială de atunci, de anul trecut. Pe Maxim nu am putut să-l iau pentru că l-a inserat în musicalul Rebecca pentru o trecere prin scenă. Am înțeles după aia că, de fapt, din punctul meu de vedere, de fapt, acea trecere prin scenă era un motiv ca el să rămână acasă. Dar era o chestie benefică pentru copil, o apariție într-un musical celebru cu sala plină. Mi s-a părut un lucru foarte bun, pe care evident că l-am luat în calcul și am acceptat și am zis ok, dar anul viitor chiar vreau să meargă la final, este ultimul an când poate să concureze la mini, la categoria mică, după aia o să intre la children și o să fie mult mai grea competiția. Și mi-a zis, da, sigur, anul viitor va merge cu tine, nu-i problemă, dar nu am scris lucrul ăsta, știi? Și anul ăsta mi s-a spus, păi ok, unde am scris? Da, nu mai țin minte. Mă rog, asta a fost legat de competiție. După ce am plecat cu Isabel, a fost perioada când el trebuia să se mute la undeva lângă noi. Și s-au mutat aproape, doar că de atunci lucrurile s-au
separat foarte mult. Maxim știa că acolo este casa lui, că la domiciliul lui, că relația cu mama lui, mama lui oricum este foarte ocupată, foarte prinsă, are mulți copii la școală, are prinsă cu alte lucruri și că nu are timp de el. Cumva i s-au inserat în mica lui memorie și da, lucrurile despre mama lui care poate pe de-o parte erau adevărate, dar mama lui era fost tot timpul mama lui. Adică, da, am timp de copii de la școală, e normal, e business-ul meu, fiecare se implică în ceea ce are de făcut, în ceea ce face, adică și o femeie de servici se duce și își cumpără materiale și își face curat la locul de muncă sau fiecare este dedicat în ceea ce face, că asta este job, de-aia trebuie să câștigi un ban, de-aia trebuie să muncești și să supraviețuiești. Dar după ce am venit cu Isabel, mi s-a părut că unde e Maxim din casă, a dispărut. Și am veneam, zic, la 2-3 zile sunam, era foarte ok, el a vrut să, nu știa exact dacă să stea cu tatălui sau să stea cu mine, chiar când am avut discuție că el vrea să stea cu amândoi, că așa s-a obișnuit. El nu trebuie să treacă prin trauma asta. Și la un moment dat mi-am dat seama că el nici nu mai vroia să mai stea. Când el la început a vrut să stea cu noi, și-a dorit să rămână împreună, și-a dorit să rămânem împreună, dar nu s-a putut să... Și atunci, cumva, timpul trebuia să fie jumate-jumate, ca și o custodie comună. Așa a fost până atunci, nu? După da, venirea ta da, din Portugalia s-au schimbat lucrurile. Da. După am fost 3 zile în Grecia cu copii, am mai fost 2 zile la munte, după care nu am mai... Că el avea un alt program față de programul nostru. Avea tot felul de întâlniri cu prietenii, trebuia să plece nu știu unde, nu știu, sau era bolnav, sau era răcit. Îl simți sau... și pe cel mic schimbat? Da, s-a schimbat major, Maxim. Cred că s-a maturizat și pe de-o parte, dar s-a și înrăit pe de altă parte. Nu știu de ce. Când l-ai văzut ultima dată? Probabil că a simțit foarte mult suferința tatălui lui. Pentru că pentru Florin această despărțire nu cred că era în plan. Sau nu cred că s-ar fi gândit, nu a luat un calcul, nu s-ar fi așteptat să ajungem la divorț, dar când lucrurile au mers de la sine, nu știu, mă așteptam să ne împăcăm la un moment dat. Până în momentul când am divorțat, am zis că gata. Eu am tot trăit cu speranța că cumva o să ne înțelegem. Paradoxal, el a accelerat cumva, știi, despărțirea, divorțul și atunci când s-a întâmplat, parcă tot lui nu i-a venit să creadă, nu? Parcă nu... Da. Nu-i venea să creadă că a venit acel moment. Eu, de fapt, am trecut prin traumă până să divorțez. Deci cea mai grea perioadă a mea a fost decizia. Pentru că nu vroiam. Ai sperat până în ultima clipă. Vorbind de tine, de el, de Maxim, ce spune Isabel în toată ecuația asta? Pentru că e mai măricică, are 13 ani. Da. Vede, păi am dorit să oferesc. Aude. Da. Simte. Da. Am vorbit cu ea, am dorit să oferesc de tocmai pentru că nu acest ping-pong de a te duce, de a te întoarce, am explicat, trebuie să te duci la tatăl tău, trebuie să stai cu Florin, să stai și pentru Maxim, ai nevoie de un timp cu fratele tău, trebuie să creșteți împreună, am pus programul oarecum, ea stă o săptămână acolo și copiii vin amândoi următoarea săptămână la mine sau cumva găsim o soluție, dar ei trebuie să fie împreună. Pentru că noi, la un moment dat, o să dispărăm, dar ei, ca frați, trebuie să crească împreună. Și ea n-a simțit-o pentru că ea nu s-a mutat. Cred că a fost doar 2 zile. Eu nu știam unde s-au mutat ei. Eu n-am fost la Maxim în casă. Eu nu știu camera lui. Nici nu acum. Ai fost niciodată. Nu știam în ce zonă stau. Nici când am intentat am atacat convenția în octombrie, eu nu știam unde stă. Știam că s-a mutat la 2-3 străzi. Dar nu fusesem niciodată la el. Dacă are tot, dacă are nevoie de ceva, dacă... I-am făcut lucrurile, i-am pregătit. Am vorbit cu Florin și l-am pus deoparte ce are nevoie el, ce ar trebui să rămână la mine. Jumate-jumate, cumva. Dar nu am știut niciodată unde stă. Am aflat după. De fapt, în proces am aflat când am ajuns. Dar tot n-ai fost fizic. Nu. L-am lăsat de câteva ori, acum câteva luni, l-am lăsat la ușa blocului, mi s-a dat un share location. Ce poate să fie în sufletul unei mame care
este în fața faptului împlinit, care ajunge în situația în care trebuie să se rupă în două, să-și rupă familia în două, să-și rupă timpul în două, să te gândești că practic trebuie să trăiești două vieți paralele, știi? Una în care ești tu cu Isabel, una în care trebuie să... Eu n-am văzut-o ca două vieți îți paralele. Îți împarți timpul lui Maxim... Din păcate, cam în asta se ajunge. Mi s-a spus că eu am creat chestia asta, că puteam să fim împreună, eu am hotărât să divorțez și eu am produs această separare. Eu am fost capul răutăților. Și că din cauza mea s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Dacă eram bine, eram bine. Nu aș fi făcut nimic ce ar fi periclitat familia. Dar nu am fost bine. Eu cu mine, în familie, în alături de Florin. Nu încerc să mă scuz acum și să revin la ce am discutat mai devreme, ci doar faptul că am suferit că copilul mi este luat, îndepărtat și Isabel era bine. Isabel a fost bine, Isabel cumva, pentru că nu a simțit această apropiere de Florin sufletească atât de mare, deși Florin s-a dedicat, Isabel, adică am crescut ca o familie timp de 10 ani, dar n-a simțit-o atât de apropiată cum era cu Maxim, ți-am povestit. A simțit acest lucru. Dar pentru ea n-a fost ruptura așa de gravă, știi? Adică și-ar fi dorit în continuare să rămână cu Florin, cu Maxim, să iasă, să ne distrăm în continuare, dar tot venea mama la mine, tot eram împreună cu mama, aveam și un cățel pe care și l-a dorit ea sus. Are și activitățile ei. Activității, programul ei. Da, adică ea este ok. Cel mai mult l-a afectat despărțirea pe Max. Și încerc să nu-l afecteze, pentru că dacă eu vorbesc frumos de Florin, Florin vorbește frumos de mine în fața lui, o privești ca și când ai două case, ai unde să te duci și mami și tati îți oferă toate condițiile. Adică poți să o privești așa. E mai nasol când doi oameni se hotărăsc să rămână împreună și să trăiască împreună, deși nu se iubesc. Mi se pare mult mai grav și mult mai rău, nociv pentru copii. Pentru că învață că stâlpul familiei sau o relație se construiește pe indiferență. Isabela trebuie să afle și adevăruri dureroase după despărțirea voastră? Când am hotărât să divorțez, pe 1 ianuarie anul trecut, i-am spus Isei că Florin nu este tatăl ei natural, că eu mi-am dorit-o foarte mult și că Florin a fost lângă mine și am decis împreună să facem o familie și să Florin să o înfieze și să fie tatăl ei în continuare și să fim în continuare ca o familie. Cumva n-am simțit-o că a fost o dramă, pentru că mi-am prezentat-o frumos. Chiar dacă este ceva dramatic să afli la cât aveai atunci, 12 ani, să afli lucrul ăsta. Dar în continuare am spus, încercăm să fim o familie și probabil că am vrut de foarte multe ori să-i spunem. Mergeam în vacanțe la mare înainte și îi spuneam, uite, ăsta e un moment, că psihologul sau prietenii ne spuneau că cel mai bine să îi spui lucrul ăsta când ești într-un cadru pozitiv și fericit. Da. Și de multe ori, hai să-i spunem astăzi, hai să-i spunem în momentele când eram bine. Și nu e cazul astăzi, nu, dar trebuia să o spunem cu mult timp în urmă. Probabil că ea simțea, sau poate și bunii la un moment dat o fi aruncat vreo două, trei vorbe, cine știe, dar nu mi s-a părut că a luat-o grav. Sau că, da, vreau să-mi cunosc tatăl, sau cine sunteți voi, de ce nu mi-ați spus, de ce mi-ați mințit atâția ani. Nu, a fost foarte, cum să zic, da, ok, mi-este bine cu voi. Adică tu ești mama mea, mă bucur că Florin e acolo, cumva lucrurile au fost pozitive. Florin nu a fost deranjat de această decizie a ta? Trebuia să o facem de mult, dar atunci era mult prea târziu, adică dar pe 1 decembrie, pe 1 ianuarie... Că el nu era de față când... Era de față, era de față, da. Era și el. Da, eram toți trei când i-am spus, așa mi s-a părut normal. Știi, acest interviu o să fie văzut și de acești copii și vreau să le rămână amintiri frumoase în tot ce atunci când vine vorba despre familie, despre viața lor, despre tot ceea ce ați trăit împreună și despre ceea ce veți trăi de acum încolo. Și îmi doresc din suflet, mamă fiind acum, să fie niște copii care nu o să rămână cu traume și care o să înțeleagă că poate și mama a greșit, poate și tatăl a greșit și, na, oamenii mai greșesc în general. Dar
Important e să ne căim și să știm când să ne cerem iertare, să ne cerem scuze. Și să învățăm din greșelile noastre, să nu le mai facem pe viitor. Întrebarea mea era dacă Florin s-a dezis doar de tine sau de și de cea mică? Of, nu știu. Trebuie să-l întreb pe el. Nu știu ce să spun. Țin legătura, își dorește să o vadă, ea își dorește să-l vadă pe el. Mi se pare de multe ori că e folosită ca un schimb. Dacă vine Maxim la mine, așa a și spus timp de lunile anterioare, acum nu mai spune. Dacă vine Maxim la mine și Isabel. Dacă vine Maxim la tine și Isabel trebuie să vină la mine. Nu era privită ca un... Trebuie să vină și Isabel. Ce mai face Isabel? Are nevoie de ceva, de costume, de matematică, de pot să o ajut cu pregătirea, nu știu, la examenul la Cambridge, să poate putem să facem ceva, să o băgăm la un curs sau... Simți când este vorba de o implicare dincolo da. De strategie de a câștiga, de a nu pleca copilul de acasă, știi? De a nu pleca Maxim către mine. Dar nu-l da cumva, că simte că îl pierde pe Maxim. Și atunci a fost folosită puțin ca ce am simțit eu ca metodă de schimb. N-am simțit că era vorba de un... Și i-am zis lui, când ai nevoie, sună-l, vedeți, te vine să te ia, trebuie să fie lângă tine în continuare. I-ai spus asta. Da. Dar na, e vorba de atențiile simple, de gesturile și de privirile pe care le ai față de omul pe care îl iubești și pentru care simți ceva, de aprecierile pe care le ai după ce câștigi o finală mondială și spui felicitări, nu, ai fost și tu la o finală. Și nu s-a întâmplat asta. Oamenii au nevoie de aprecieri și de cuvinte de laudă și de iubire copii. Și de îmbrățișări. Mai ales copii. Și copiii și adulții. 100%. Și noi suntem copii, de multe ori. Așa e. Cine ți-a lină sufletul în această perioadă? Poate sufletul tău să mai iubească din nou? Da. Ai încercat asta, ți-ai refăcut viața. Da. Sunt alături de cineva, adică am pe cineva alături. Nu am vrut să vorbesc despre asta, pentru că problemele mele din ultimul timp s-au învârtit în jurul copiilor și mi-am dorit foarte mult să-l aduc pe Maxim cât mai aproape de noi și să am un program. În principiu, bunii a fost tot timpul lângă mine. Da, dar viața ta personală și tu meriți să simți lucruri în continuare și să se simți iubită. Toți merităm să fim 100%. Iubiți, inclusiv Florin. 100%. I-am zis și eu că îmi doresc să-și refacă viața, îmi doresc să cunoască pe cineva, îmi doresc să fie fericit. Pentru că un copil trebuie să crească într-un mediu în care părinții și într-un mediu de oameni fericiți, optimiști și care să-l ajute să crească, să învețe lucruri, educat corect. L-ai șocat, l-ai luat prin surprindere cu noua ta relație pe Florin? Se aștepta? Nu cred că se aștepta. Sau, nu știu, în momentul când a zis că ești liberă să faci ce vrei... Poți să te aștepți ca în secunda 2 să se întâmple. La mine s-a întâmplat după 6 luni sau după... Dar nu a fost o relație de la început. Dar am găsit pe cineva cu care pot să vorbesc, cu care pot să mă destăinui. Am vorbit foarte mult despre problemele pe care le am și am simțit cumva un ajutor, un suport. Și că rezonați. Da. Nu m-am gândit că o să am o relație, că o să mă căsătoresc, că o să... Mi-aș mai fi dorit un copil. Încă de când eram cu Florin, tot am insistat da, și... Da, am mai auzit spunând asta. Da. Și sincer, mi-aș mai dori un copil, deși e greu la vârsta asta. Dar te mai vezi, mămică? Nu știu. Căsătorită? Mămică m-aș... Adică mi-aș... Dar nu știu de ce am dorința asta, poate dintr-o altă viață, poate trebuie să fac ce, poate am o karmă de urmat, habar n-am, nu înțeleg explicația de ce am dorința asta de a mai avea un copil. Doamne ajută! Da, am simțit tot timpul și după ce s-a născut Maxim, zic, da, nu mi-aș mai da, e o greu să crești un copil, dar pe de altă parte simt, îmi plac copiii foarte mult. Dacă m-aș mai vedea căsătorită, nu știu, nu cred. Este acum, după ce am divorțat, nu mai prea, e mult prea devreme să vorbim despre asta. Adică dar... nu mă văd acum căsătorită, mi se pare că sunt... într-un moment în care trebuie să trec de o rană pe care o am și să încerc să o vindec cât se poate de bine pentru toți. Adică nu vreau să fac rău nimănui. Dar îmi doresc binele meu. 100%. Ai pomenit mai devreme despre
revin puțin și cu asta încheiem povestea, doar dacă dorești să ne spui, legat despre faptul că ai reluat legătura cu fostul iubit spaniol pentru cea mică, mă gândesc. Știi care este culmea? Că fostul, mă rog, tatăl lui Isabel, da. Tatăl Isei ține legătura foarte mult cu Șerban. Huidu, ei sunt buni prieteni. Da, se vizitează, se caută. Eu n-am știut lucrul ăsta, eu n-am mai continuat relațiile pentru că nu mi le-am mai dorit, adică ne-am despărțit. Se știau de pe vremea aceea, de când erați voi împreună. De pe vremea aceea, da, da. Pentru că ei au fost în Ibiza, au venit în Spania, noi am fost ca o familie până la urmă, Șerban, Mișu, toți eram împreună și știam toți de toate lucrurile personale ale noastre, eram foarte apropiați. Și am înțeles că ei au păstrat legătura și încă vorbesc. Dar, și n-a putut cu toate astea, nu știu, iartă-mi curiozitatea, în toți ani aceștia să-i spună, omule, uite, Oana, cea cu care ai fost și ai avut o relație. Probabil că a aflat că m-am căsătorit. Și nu ești curios să-ți vezi copilul totuși, aveți un copil împreună. Nu mi-am dorit eu să mai avem o relație, nu mi-am mai dorit să mai... Pentru că eu îmi refăcusem viața, aveam o familie Isabel și cumva... Isabel nici nu știa și nu era momentul, poate... Cumva, poate ar fi debusolat-o pe Isabel. S-au întâmplat atât de multe în viața mea. Chiar, da. Și nu știu, acum mă întreb de... Că m-ai întrebat mai devreme de căsători. Îți dai seama că proiecția mea în viitor este doar să le fie bine copiilor și mie? De multe ori stai și te gândești că suntem foarte egoiști, dar în primul rând trebuie să fim noi fericiți cu noi înșine, ca să-i facem și pe ceilalți fericiți. A trebuit să iei niște decizii de când nu ne-am mai văzut și s-a schimbat viața atât de radical, încât nu știu dacă cineva mi-ar fi povestit despre viața ta și spus că nu e Oana. Cu siguranță e orice altă femeie. Nu te-aș fi văzut. Și asta înseamnă să nu mai crezi că un om care zâmbește e fericit sau este bine acasă, pentru că și acel om poate trece prin atât de multe lucruri. Asta apropo, să nu mai punem etichete, să nu mai judecăm, să nu credem că apărat televizor este ceva inedit și că te duci acasă. Trebuie să fii tot timpul cu zâmbetul pe buze. Trebuie, dar am avut 6 luni profesionalismul. 6 luni în care am plâns zilnic aproape. Urmează și revederea dintre Isabel și tatăl ei? Probabil, la un moment dat, când o să fie Isabel pregătită. Asta contează. Da. Despre ei se vorba aici. Se apropie finalul acestui podcast și aș vrea, nu știu dacă ai făcut asta până acum, să spui câteva cuvinte pe care ai vrea să le înregistreze toate femeile care se află în postura ta, cuvinte pe care să le audă și să nu simți nici măcar o secundă de jenă sau de emoție când te raportezi la copii, și un mesaj practic pentru cei care te cunosc, care poate de-abia acum te văd pentru prima dată și să cunosc povestea, și poate chiar și pentru Florin. Cred că cel mai important este pentru femeile care trec prin... Am primit foarte multe mesaje de la femei care trec prin aceeași situație, cărora li s-au luat copiii sau care au trecut prin divorț, prin, nu știu, bătăi sau certuri. Nu de fiecare dată o bătaie este același lucru cu o luptă psihologică. Poate de multe ori războiul psihologic este mai greu de dus. Dar trebuie să fie foarte puternice. Și trebuie să lupte în primul rând pentru ele și apoi pentru copiilor. Spun în primul rând pentru ele, pentru un copil sănătos are nevoie de o mamă sănătoasă. O mamă care este luptătoare, care este puternică și care știe ce vrea. Interesul, în primul rând, este interesul copilului care primează. Și atunci când eu am simțit că nu mai am acces, am avut foarte mulți prieteni și psihologi și avocați care mi-au spus, lasă-l că la un moment dat o să vină el singur la tine. Greșit. Trebuie să lupți permanent pentru ce este al tău și mai ales pentru copilul tău. Am simțit că nu e ok, plângeam zilnic și încă mai plâng pentru că sunt afectată de situație și am simțit că nu trebuie să cedez nici o clipă. Nu trebuia să plâng din nou pentru că mă afectează toate lucrurile astea și simt că încă mai am de luptat pentru Max. Și vreau să le spun tuturor femeilor să fie puternice și să nu cedeze niciodată, nicio clipă, pentru că copilul simte.
Și în primul rând să o facă pentru ele, pentru că merită să fie mame și să fie lângă copilul lor. Nu mi-aș fi dorit așa să închem acest podcast, cam astea sunt cuvintele unei mame în pragul disperării, dacă pot să spun asta. Durerea ta pe care nu știu cât de mult ți-ai exprimat-o până acum în online sau la televizor, știu că ai vorbit de foarte multe ori despre acest lucru. O să trebuiască să vin eu să îți aduc și cervețel. Îmi cer scuze, deci cer scuze că m-am... Da, bă, este un subiect care mă macină foarte mult și care... Este normal. E un subiect care m-a afectat și mă afectează în continuare, știi? Scuză-mă. Am primit foarte multe sfaturi de la fiecare, de la multe mame care au trecut și mulți copii care au devenit maturi și au trecut prin dramele astea și au ajuns niște oameni care au avut niște sechele și care au trebuit să ducă cu ei în continuare problemele astea. Și mame care probabil au zis să nu-l afecteze, să nu să se lupte pentru, sau poate n-au putut, deci au ajuns la un nivel în care nu au mai putut să se lupte pentru copil, pentru că poate legea din România, poate sistemul, poate n-au avut un avocat bun, poate pur și simplu au muncit foarte mult și n-au avut timp să mai facă asta, sau au renunțat la servici, au încercat să fie și n-au putut să fie lângă copilul lor. Și atunci copilul trece printr-o traumă și ajunge să fie un om matur care ia decizii proaste sau care se căsătorește sau nu se căsătorește și la rândul lui face alți copii care trec prin alte traume. Și recomandarea mea este să încerci să restabilești cât de repede se poate relația cu copilul atunci când simți că îl pierzi din punct de vedere emoțional. Terapia nu poate fi o soluție pentru este, voi. Este, dar Florin nu este de acord. Terapia. Terapia. Un psiholog bun este cu siguranță un om care știe să-ți dea niște sfaturi bune. Un om care trece prin sau cunoaște, evident e un profesionist, care știe să ghideze în viitor, exact, ca oamenii să nu mai treacă prin anumite drame psihologice, depresii sau okay, ce ar veni cu asta, copii, știi? Măcar pentru cel mic, pentru că el trece prin niște schimbări. El are în continuare schimbări de comportament, în sensul în care nu-și dorește să mai mănânce cu noi, nu-și dorește să... adică nu se simte integrat în... Nu mai simte că are locul lui în casă. Oricât de mult încerc să-i fac pe plac și în același timp să stabilești niște reguli clare, pentru că nu un copil la 10 ani, acum o să facă 10 ani, un copil la 10 ani nu poate să ia decizii singur, un copil la 10 ani trebuie să fie ghidat, nu de un părinte, ci de doi, dar doar dacă acel părinte, unul din ei, este dependent de droguri sau alcoolic sau își pierde nopțile sau nu este un părinte dedicat, știi? Și atunci, când un părinte poate să-i ofere un viitor și o educație, este important să fie lângă acel părinte. Adică nu am spus vreodată că vreau să-l iau pe Maxim sau vreau să am timpul meu cu el și vreau să aibă o mamă care să-i dea indicații în viață. Vreau să aibă mai departe o relație sănătoasă în viitor, când o să cunoască o femeie și să o respecte, să o aprecieze. Să nu ajungă să se poartă urât cu femeile, să le trateze urât sau să aibă relații dificitare. Și atunci, pentru asta, în primul rând, doi părinții trebuie să fim ghidați ori de un medic psiholog, ori de prieteni. Dar trebuie să și permitem, Oana, acest lucru. Da. Și, na, nimeni nu are dreptul până la urmă nici să își dea cu părerea și să vă dea sfaturi pe care voi nu le cereți. Sperăm doar ca mesajul pe care l-a transmis să ajungă la cine trebuie, să-l perceapă așa cum trebuie, până când nu e prea târziu, știi? Pentru că lucrurile cred că trebuie făcute și atunci când trebuie. Pentru Florin nu am niciun mesaj, pentru că am avut mesaje, am avut discutat. Ce să înțeleagă din acest episod. Probabil că s-a uitat la emisiuni, nu e... Noi discutăm în continuare despre programul lor prin mesaje și încercăm să păstrăm acea... Eu vorbesc cu Maxim, ok, de Florin, îi vorbesc frumos de el, dar... Iartă-mă, Maxim l-a cunoscut pe actorul tău iubit? Da. Și Maxim și Isabel și l-au Isabel cunoscut. Și sunt ok, adică sunt... Încercăm să fim cât se poate de deschiși și să... Nu le ascund nimic, adică să nu pară că le ascund, că încerc să am o relație. Lucru care se va întâmpla și da, când Florin își va reface viața și poate absolut chiar normal va fi foarte insist bine acest lucru.
Nu, hai că m-am uitat despre ce vorbeam. Era ceva important. Spuneai de Maxim, iartă-mă dacă te-am întrerupt. Da, spuneam de Maxim, că a fost perioada asta cu ordonanța prezidențială pe care am făcut-o în octombrie, după aceea s-a judecat și s-a tot mutat, Florina Tărăgăna, tot sistemul ăsta. Într-un final s-a dat o sentință finală, care a fost acum 2 săptămâni, prin care eu am un program, nu cum mi l-aș dori, dar este un program minim pe care l-am cu Maxim și cumva lucrurile o să se îndrepte și o să fie pe drumul cel bun. Custodia fiind comună. Custodia a fost de la început comun, dar programul era incert, ceea ce înseamnă și custodia zero din partea mea. Deci n-am avut acces la hotărâri pe care să le luăm împreună, de la sănătate, la educație, la nimic. Și hotărârea și în principiu a fost în general foarte permisivă, tocmai pentru binele lui, așa îi spuneam, pentru binele lui Maxim. Dar sper să fie bine. Oana, îți doresc în acest moment mai mult ca oricui liniște, pace, liniștea cea sufletească, să faci lucrurile așa cum le simți tu, pentru că cred că o mamă știe, chiar cred că o mamă știe. Simte, cred. Tot ce este mai bun și benefic pentru copilul, copiii săi. Și sper că data viitoare când ne vedem, și sper să existe data viitoare, să fii împăcată cu tine, cu viața ta, cu copiii tăi și cu tot ceea ce Dumnezeu ți-a pregătit. Pentru că sunt sigură că o să vină și lucruri frumoase, mult mai frumoase. Doamne ajută! Muncești foarte mult. E foarte important să nu ne pierdem credința și să-L avem pe Dumnezeu în suflet și alături de noi. Mă bucur că ai spus tu asta. Muncești foarte mult, îți doresc să ai spor atât cât... Nu mai muncesc atât de mult. Nu mai muncești acum atât de mult. Acum încerc să stau cât mai mult cu Isabel și Maxim. Dar... tot ai oameni de care trebuie să te ocupi și lucrurile merg doar dacă tu ești acolo. Îți mulțumesc tare mult pentru prezență. Deși mi-ai vorbit despre asta, cred că aici chiar ți-ai deschis sufletul așa cum ne-ai făcut-o până acum. Da, m-am simțit ca acasă. Îți sunt recunoscătoare. Zic la finalul fiecărui podcast că a meritat întâlnirea. Spun că a meritat fără să mă refer la faptul că ai plâns, fără să mă refer la faptul că și eu m-am emoționat. O spun doar că te-ai descărcat și, repet, sper că acest mesaj să ajungă acolo unde trebuie. Și plânsul face parte din viața noastră. Și ne face și bine. Da. Și să nu vă feriți să plângeți. Mulțumesc tare mult, Oana. Să ne revedem cu bine. Mulțumesc tare mult, dragilor, și ne revedem și noi, bineînțeles, data viitoare. Seară bună!